Bine v-am găsit la știri. Iată principalele evenimente ale zilei. Pe 12 septembrie, elevii Colegiului Andronic Mătrescu din Rădăuți au pășit în noul an școlar, alături de colegi, profesori și părinți. Aș vrea să vă transmit din partea forului superior al nostru, vorba de Sfântul Școlar Județean Suceava, domnul Gheorghe Lazăr, un bun venit în școală celor de clasa 9 și, de asemenea, urări de sănătate vouă familiilor voastre și un an cu împliniri pe plan profesional, pe plan personal și tot ceea ce vă doriți să se împlinească. De altă parte, câteva cuvinte, ce au fost spus, de spus a spus. E vorba de rugăciune, e vorba de cuvintele invitaților. Eu aș vrea numai să vă urez un moment în școală, din partea mea și a colegilor mei profesori, celor de clasa 9, cu rugămintea de a vă integra rapid în colectivul elevilor din acest liceu. Și vreau să vă reamintesc că este un liceu cu o vârstă centenară, peste 100. 20 de ani va avea anul viitor. E vorba de învățământul agricol în limba română din Bucovina. Noi suntem urmașii primei școli a lui Mătrescu, iar anul viitor, în 2017, vom aniversa 120 de ani de la înființarea acestei prime școli cu predare în limba română din Bucovina. Aș vrea să vă doresc tot ceea ce vă doriți și voi și să vă asigur că profesorii sunt dispuși a vă ajuta în orice clipă a voastră în școală, în orice problemă pe care o aveți. Aș vrea să fiți convinși că alături de părinții voștri vă dorim tot bine din lume. Să fiți convinși că lucrăm împreună cu ei și voi vă rog să colaborați cu noi, să vă așezați viitorul așa cum vi-l doriți și cum vi-l dorim și noi și părinții voștri. Am spus-o mereu și am să repet că dacă toți lucrăm în același sens, nu avem decât de câștigat și la sfârșitul anului sau în început de învățământ vom avea rezultate deosebite care să vă facă mândri de voi, de familia voastră, de școala pe care ați frecventat-o. Vă doresc încă o dată un an plin de realizări, de sănătate, fără eșecuri școlare, un an în care să vă bucurați și să beneficiați de ceea ce înseamnă activități din cadrul Colegiului Mătrescu Rădăuți, de care să fiți mândri pe viitor și în cel mai scurt timp să obținem și primele rezultate la învățătură, să porniți cu dreptul, cu alte cuvinte. În calitate de reprezentant a Poliției Municipiului Rădăuți, responsabil de această unitate de învățământ, țin să urez un bun venit elevilor de clasa 9 și pentru ceilalți bine ați revenit la această unitate. Și doresc totodată să vă transmit un mesaj din partea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Distinși profesori, dragi elevi și părinți, această zi ne oferă nouă celor cu uniforma biomarin prilejul de cel mai potrivit de a vă asigura că Poliția Română este alături de voi, în slujba dumneavoastră, gata să intervină ori de câte ori va fi nevoie. Începe un an nou școlar împreună, polițiști, profesori, părinți, elevi, în care vă garantăm sprijinul nostru în rezolvarea problemelor cu care vă confruntați. Dragi elevi, suntem aici pentru voi, pentru a vă proteja și a vă ajuta de fiecare dată când ne veți solicita, iar împreună vom găsi cele mai bune soluții. Pentru conduita dumneavoastră corectă nu veți primi note care să judece valoarea, dar vă veți proteja în lumea reală și veți oferi valoare lucrurilor și oamenilor. Stimați părinți, știm că viața în care trăim nu este ușoară, că timpul dumneavoastră înseamnă îndeplinirea de obligații și responsabilități, dar vă rugăm să înțelegeți că singura prioritate o reprezintă copiii. Trebuie să le fiți aproape, să-i înțelegeți și să-i îndrumați în pregătirea lor pentru viață, pe căile cele mai corecte, lipsite de riscuri și vulnerabilități. Distinși profesori, vă reamintim că pentru noi, Poliția Română, siguranța elevilor și a dumneavoastră constituie prioritate în activitatea noastră de zi cu zi. Avem un scop comun, acela de a forma tineri care să respecte normele sociale și să pornească în viață cu educație bună. Dorim ca nimic să nu perturbe drumul pe care ați pornit pentru atingerea obiectivelor stabilite în activitatea școlară. În încheiere, vă asigurăm întreaga noastră disponibilitate de colaborare, vom continua să fim partenerii dumneavoastră, astfel încât eforturile noastre ale tuturor să conducă la un singur rezultat, o copilărie liniștită cu reușite care să pună bazele unui viitor frumos. Un an școlar în siguranță, vă doresc. Prima zi de școală, o zi cu o încărcătură emoțională deosebită. Doresc să vă mărturisesc o zi cu o încărcătură deosebită și pentru mine, în calitate de părinte. Astăzi este ziua în care băiețelul meu de 3 ani jumate a mers prima oară la grădiniță. Vreau să vă spun că sunt încărcat de emoție și în fața dumneavoastră, pentru că la acest liceu mi-am petrecut și eu 4 ani. Am făcut liceul așa cum îl faceți și dumneavoastră aici. Cum băiețelul meu a fost emoționat să o cunoască pe doamna educatoare, sunt sigur că băieții astăzi sunt emoționați să-și cunoască colegele, nu? Asta e emoția cea mai mare. Doresc să vă urez succes în nou an școlar, putere de muncă, înțelepciune, chipzuință, Doamne ajută!